Carmen Dan, numire de ultim or, nou director la DGA. Comisarul sublinierei F de poliție Valentin Claudiu Constantin a fost împuternicit director general al Direcției Generale Anticorupție, DGA, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Absolventa al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, noul director al DGA subliniere i-a început cariera în mai în anul 2002 ca investigator la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București subliniere T, ulterior specializându-se în analiza informațiilor în cadrul Direcției de Investigații Criminale AIPR subliniere i în cadrul DGA, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, mai, transmis marci Ager Press. Totodată, oficerul a participat la misiunea Uniunii Europene în Kosovo, Eulex, între anii 2013 la 2016, respectiv 2008 la 2010. Din martie 2017, a des subliniere urat activit ci cu caracter temporar la Agenția Națională de Administrare Fiscală în calitate de secretar general adjunct. Funcția de director general al DGA a rămas vacant după ce chestorul principal de poliție Alexandru Cetelin Nonic a fost împuternicit inspector general al Poliției Române.